Ești localnică? Nu, sunt din Gorj. A câta participare este a ta în concursuri? Nu știu, am participat la foarte multe festivale. Nu le-am mai ținut numărul. De unde pasiunea pentru cântecul popular? Păi mama îmi cânta când era mică și așa m-am dus la doamna profesoară, care mă ajută să exersez. Cum vi se pare competiția, doamnă? Este o competiție destul de grea, adică sunt copii foarte buni, ea participând la categoria copii, pentru că deși este înăltuță și dezvoltată, are doar 13 ani. Sunt copii foarte buni, veniți din toate colțurile țării. Participați des la asemenea competiții? Absolut, le însoțesc peste tot. Participarea la competiție este o condiție esențială a exercițiului performanței? Da, sigur că da. Și mai am încă o elevă care va evolua și ea peste ceva timp, adică exact peste 2. Mai sunt 2 concurenți înaintea ei. Și de câtă vreme vă pregătiți pentru această competiție? Dar noi ne pregătim în continuu, noi mergem la foarte multe festivaluri și acum 3 săptămâni am fost la Alba Iulia, unde am obținut locul întâi și unde mergem peste tot, vrem să obținem locul întâi și trofeu. Și aveți cumva deja programată următorul concurs? Încă nu, nu. Dar primim regulamente la școală și acum vedeți dumneavoastră că foarte multe festivaluri sunt limitate de vârstă de la 16 ani, iar ele au doar 13-14 ani, sunt foarte micuțe. Participați des la asemenea manifestări? De câte ori este? Sunteți localnică? Da. Considerați că se organizează destule manifestări? Ar putea și mai multe, numai nu-s bani. Credeți că asta este o tentativă a autorităților de a ne scăpa un pic de grijile provocate de criză? Poate, poate numai. Aveți în familie pe cineva pasionat de cântecul popular? Care să și... Noi toți, toată familia. Și cine cântă în mod public? Nu, în mod public nu. Că suntem bătrâni, eu trec cu timpul. Vă place cântecul popular sau doar erați ieșite? Așa am ieșit. Credeți că se organizează destul de des asemenea manifestări? Da. Aveți pe cineva care va evolua pe scenă? Eu nu. Dar în familie aveți pe cineva care cântă muzică populară? Nu avem. Și vi se pare că asta e o manifestare care ne mai scape un pic de grijile provocate de criză? Oricum, sigur că da, că altfel apoi ne stricam de cap. Și credeți că o să creează, o să treacă în curând criza? Nu prea cred, că o să ține mult. Cum vi se pare manifestarea? Sigur că nu sunt de câteva momente aici, dar manifestare frumoasă și mai ales e bine că Năsăudu păstrează această tradiție de promovare a tinerilor soliști de muzică populară. Credeți că se organizează îndeajuns de des asemenea manifestări? Sigur că acum se organizează în funcție și de resursele financiare care sunt. Dar eu cred că Năsăudu prin aceasta face o tradiție și pentru care eu felicit pe primar și Consiliul Local. De unde vii? Din Salaj. Și de când cânti muzică populară? De 2 ani, cam așa. Și cine te pregătește? Doamna profesoară Cornelia Neaga și domn director Gavril Neaga. Și a câta competiție este cea la care particip? A 6-a, 5-a, cam așa. Și particip destul de des la... Nu prea, dar da. Ai vreun model din cântecul popular? Da, toți îmi plac, profesoara mea. Câte provocări a prezentat organizarea acestui eveniment? Sigur a fost o organizare dificilă în acest an. Criza, lipsa banilor și până la urmă eforturile noastre au dat rezultate, sper. Este început, este prima zi. A fost o ambiție a noastră a năsăudenilor. Eu organizez de 16 ani acest festival și nu puteam să renunț la el, mai ales că el are peste 250 de ani de tradiție. Sigur nu s-a desfășurat sub această formă a cântecului, dar mai mult a jocului și al altor întreceri de ispas au fost de vreo 200 de ani, mai mult. Și având în vedere concurenții, cum vi se pare față de edițiile precedente?
Să spun că la tineri mi se pare o ediție la fel de puternică ca și de anii precedenți. La copii se pare că se va ridica la nivelul anilor trecuți. Probabil că dificultățile din țară, lipsa unor concurenți care și-au anunțat prezența, dar pe urmă mijloacele de transport greoaie și deplasarea din Constanța sau din Tulcea sau din Mehedinți în Năsăud este foarte dificilă. A făcut ca mulți să nu fie prezenți la această ediție. Una peste alta, care credeți că va fi rezultatul acestei? Cred că este o ediție reușită. Cred în primul rând că reușita constă în faptul că nu am pierdut tradiția și am reușit să o păstrăm. Și probabil va trece și criza. Dacă va trece și criza, probabil că și festivalul va lua din nou avânt. Avem 16 ani, este, zic eu, o continuitate bună și ne pregătim să o menținem cât vom putea. Să înțelegem că pentru edițiile viitoare va fi înglobată și partea solistică? Partea solistică este la fiecare ediție, deci nu va fi înglobată, deci probabil că vom readuce zilele Năsăudului și în care vom îngloba și ISPAS-ul. Dar ISPAS-ul își va menține, el este cel pe care este constituit și este coloana vertebrală a zilelor Năsăudului. Și care este scopul primordial al acestui eveniment? Este, în primul rând, păstrarea tradițiilor, descoperirea de talente și promovarea lor. Este unul dintre festivalele cele mai mari din țară, puține sunt, și într-un oraș de 10.000 de locuitori, eu cred că este ceva destul de benefic pentru noi. Cu atât mai mult cât concurenții sunt din toate colțurile țării. Chiar și din străinătate. Avem concurenți și din Republica Moldova, avem concurenți și din Ucraina. S-au anunțat prezența și cei din Voievodina, pe care încă îi așteptăm, dar oricum cei din Moldova și din Ucraina sunt prezenți aici. Și din țară sunt absolut din toate județele. Și aș vrea să spun că la preselecție mulți au plecat acasă, fiindcă limita maximă a fost de 25 și nu ne-am abătut de la ea. Ce eforturi ați făcut pentru a vă aduce copilul la acest concurs? Ce eforturi? Copila s-a născut cu dar de a cânta și eu cânt pe la nunți. Și zile pierdute, drumuri, umblăturăși. De unde veniți? De la Lunca Ilvei. Și cum vi se pare competiția? O să vedem la sfârșit. Ați mai participat și la alte ediții? Da, am fost. A fost la Somești, pe marginea ta, a doua ediție, acum, deci am trecut iară. Festivalul locale pe la Ilva Mare, Lunca Ilvei, pe acolo. Și care e scopul ei? Cât de mare dorește să ajungă? Ce părinte nu dorește copilul să ajungă cât de mare? Ce reprezintă pentru Năsăud acest eveniment artistic? Reprezintă un mare lucru, pentru că noi nu trebuie să vedem Năsăudul numai ca un oraș al academicienilor. Sunt alte orașe care au avut mult mai mulți academicieni pe cap de locuitor. Noi altceva trebuie să vedem în Năsăud. Ceea ce a văzut Eminescu când a ajuns pe dealurile, pe Hula Blajului, când a zis te salut mică Romă. Dacă ar fi venit la Năsăud, tot așa ar fi spus te salut mică Romă, numai că el a văzut în Blaj, capitala latinității, a văzut originea latină a poporului român, pe când aici, la Năsăud, ar fi văzut altceva. Aici ar fi văzut acel altar în care s-a slujit ideea de națiune română. Aici, la Năsăud, ar fi văzut și ar fi descoperit cel mai dinamic și mai formativ element al unei societăți, care e școala. Ar fi descoperit vestitele școli năsăudene, care au format pe acei luminatori ai nației române, pe oamenii aceia de carte și de suflet, pe oamenii aceia care au avut un spirit național, chiar naționalist, în sensul că și-au apărat nația română și ei au pus baza fundației pentru ce s-a clădit pe urmă și a culminat cu 1918, unificarea națiunii române. Să nu uităm că numai la Blaj, la adunarea de pe Câmpia Libertății, s-a rostit noi vrem să